Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Afecțiunile veziculei biliare, simptome, cauze, diagnosticare, tratamente, prevenție. Noi informații și sfaturi privind sănătatea dentară în rubrica La Dentist cu Dr. Leahu. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Stările de greață, durerile de cap, gustul amar sunt semne că fierea, cum îi se spune colecistului în limbaj popular, suportă greu dieta nepotrivită. Carnea și grăsimile în exces, tocătura, prăjelile, afumăturile, mâncărurile cu rântași, ciupercile, fasolea boabe și multe altele înveninează la propriu acest organ cu rol important în digestie. De la dischinezie biliară la litiază biliară, colecistul poate provoca suferință pe termen lung. Afecțiunile veziculei biliare, pericolele proastei funcționări pentru organism, tratamentele și prevenția. Explică conferențiar dr. Bogdan Mastalier, medic primar chirurgie generală, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Colentina din București. Nu se numește vezică biliară, se numește veziculă biliară, ca să fim riguroși din punct de vedere anatomic. Vezică este vezica urinară. Noi mai avem și alte mici cămăruțe în organism, dintre care una este această veziculă biliară, sau colecist, cum mai este ea denumită corect, anatomic, și care, impropriu, este cunoscută de către marea masă de oameni ca și bilă. Oamenii vin și spun, doctore, mă supără bila. Ei bine, e o denumire, cum se întâmplă de multe ori, puțin translatată în limbajul popular, în sensul că noi avem în organismul nostru și bila, dar bila este de fapt lichidul acela galben-verzui pe care îl secretă ficatul și îl excretă, îl scoate în intestin prin intermediul căilor biliare. Această veziculă biliară de care mă întrebați dumneavoastră, colecist, cum se numește ea corect din punct de vedere anatomic, medical, este de fapt o dependență, un accesoriu al căilor biliare, adică al acelui arbore de canale prin care bila secretată de către ficat ajunge în intestin, mai precis în prima parte a intestinului, în duoden, unde ajută la digestie. În primul rând, la digestia grăsimilor. Deoarece ea, bila, conține anumite substanțe, în principal săruri biliare, care ajută la emulsionarea, la solubilizarea, la a le face pe grăsimi să fie mai ușor digerabile și absorbibile din intestin. Dușmanii principali ai digestiei noastre în general, și când spun digestia noastră, mă refer și la mine și la dumneavoastră și la orice om, chiar și la oamenii sănătoși. Dușmanii principali în dietă sunt reprezentați de grăsimi, de prăjeli și de condimente și de anumite moduri de preparare a hranei care presupune un efort digestiv mai mare și, într-adevăr, tocarea și prepararea ei în diferite compoziții, că la acea carne tocată se adaugă diferiți alți constituenți alimentari care o fac și mai greu digerabilă. Se adaugă ouă, se adaugă grăsimi, maioneze, pentru că, vedeți dumneavoastră, grăsimea o găsim în mai multe alimente, mai mult sau mai puțin mascată. Sigur că o găsim sub formă evidentă de unturi, seuri, aferente diferitelor alimente, mai ales de tip carne de porc, dar ea poate să fie și sub formă de maioneze, sub formă de smântână, sub formă de brânzeturi grase, sub formă de frișcă, sub formă de, repet, o multitudine de alimente care acționează în sensul acesta al forțării digestiei prin faptul că ea, acea dietă, conține constituenți alimentari de tipul acesta al grăsimilor, la care, repet, se adaugă și modalitatea de preparare, prăjala, prin care mulți oameni prepară carnea în această perioadă, este iarăși o modalitate de a biciui digestia, condimentele la care mulți oameni apelează. De asemenea, ritmul și cantitatea meselor.
Este foarte greșit să se mănânce mese mari și rare. Este bine să se mănânce, să se consume mese mici și dese, care să fie corect, inteligent, ritmate, să existe o ordine a meselor. Este foarte important acea ordine cu 3 mese principale, eventual și cu 2 mese mici printre ele. Nu este important câte mese mâncăm, că o să-mi spuneți, dom'le, dacă ne pui să mâncăm multe mese, sigur ne îngrășăm. Nu, e posibil să mănânci o singură masă uriașă, situată cel mai adesea seara. Majoritatea oamenilor ajung acasă seara după o zi extenuantă în care nu apucă să mănânce nimic și atunci, scuzați-mi expresia, bagă în ei tot ce prind și este fix acea modalitate prin care se generează tulburări mari de digestie care pot să se exprime sub forma patologiei acestui colecist și a posibilor complicații mult mai severe ale patologiei colecistului, din care nu aș menționa decât pancreatita acută, care este una dintre cele mai periculoase boli cu care un organism uman se poate confrunta. Noi chirurgii o denumim o mare dramă abdominală, în sensul că atunci când ea se declanșează, în multe situații este foarte greu să-i mai oprești cursul ei spre autodistrugere a pancreasului. Este, dacă vreți, ca o explozie într-o fabrică de armament în care pompierii aleargă să stingă incendiul, dar incendiul generează alte și alte explozii care fac să se auto-întrețină și să ducă lucrurile într-o zonă de pierdere a controlului bolii. Ar trebui ca oamenii să-și pună problema dacă au sau nu au o anumită sensibilitate în funcționarea acestui colecist, dacă prezintă sau nu o anumită patologie, o anumită boală a colecistului. Și pentru asta, semnele care să-i facă să le dea de gândit ar fi dintre următoarele: dureri abdominale localizate mai ales în partea dreaptă sub coaste, dureri care pot să iradieze, să se ducă și spre spate sau și spre umăr, greață, vărsături, gust amar, balonări, ba poate chiar și stări rele generale de tipul amețeli, dureri de cap, astenie, oboseală, stări care la o căutare mai atentă pot să te facă să descoperi o suferință a acestei vezicule biliare. Cred că toată lumea este de acord. O dantură sănătoasă și un zâmbet frumos cresc stima de sine, stimulează viața socială și asigură o stare de bine în organism. La ora actuală, fațetele dentare sunt considerate soluția ideală pentru un zâmbet de succes. Cine pariază pe tehnologia de ultimă generație în stomatologie câștigă pe toate planurile. Un exemplu este tehnologia CR-CAD/CAM. Tot ce trebuie să știți despre fațetele dentare și beneficiile tehnologiei CR-CAD/CAM în rubrica La Dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Conform studiilor, 90% dintre pacienții care au ales tratamente de estetică dentară au observat îmbunătățirea aspectului, iar cei din jur i-au considerat a fi mai atractivi după aceste proceduri. Fațetele dentare sunt lucrări protetice care acoperă doar fața exterioară, vizibilă a dintelui. Ele reprezintă cea mai simplă soluție pentru un zâmbet de invidiat. În principiu, fațetele dentare ne ajută să obținem un zâmbet perfect în cel mai scurt timp. Ca și timp, putem să realizăm chiar în 2 zile. Fațetele dentare sunt făcute din ceramică integrală și ne ajută pe noi pentru că fațetele acestea se lipesc efectiv de dinte cu ajutorul unui ciment special și automat fac cor comun cu dintele natural. Majoritatea pacienților doresc un alb, dar cât mai natural posibil. Majoritatea vor un B1 sau bleach 4. Puțin merg către albul acela Hollywood Smile.
Acel alb Hollywood Smile se vede de la o poștă că ceva nu este ok și în regulă cu dinții respectiv, pentru că dă aspect de dinte pus. În principiu, pentru fațete dentare nu avem voie să avem dinții foarte înghesuiți. Dacă avem dinții foarte înghesuiți și vrem să rezolvăm strict protetic, fără parte de orto, atunci dintele va fi nevoie să-l devitalizăm, da? Și automat se va pune o coroană, nu se va mai preta pentru o fațetă, da? Pentru că prin devitalizare se pierde un pic din integritatea dintelui și automat cumva noi trebuie să-i redăm structura naturală prin acea coroană. Fațetele nu sunt, după cum am spus anterior, nu sunt fezabile pe dinți devitalizați. În principiu, da, dacă avem înghesuiri foarte mari și dinți migrați, cel mai recomandat este să punem un aparat ortodontic, după aparat ortodontic să venim cu aplicarea fațetelor. Astfel, urmând tratamentul acesta, păstrăm cât se poate de mult din structura dentară și automat evităm și sensibilizări ale dinților și neplăceri ulterioare care pot să apară datorită acestor disfuncții ale mușcăturii, pentru că o mușcătură neechilibrată se poate reflecta în dureri articulare, dureri musculare, dureri de cap, dureri de dinți, adică este o gamă foarte complexă care trebuie să ținem cont de foarte multe lucruri. În principiu nu este dureroasă. O mică jenă poate să apară, dar ca și partea neplăcută, timpul de aplicare. Este un timp destul de îndelungat pentru că se aplică una câte una. Pentru ca să putem, acel ciment care se folosește la lipirea de dinte, trebuie curățat foarte bine și el, pentru că automat dacă rămâne ceva este un surplus. Surplusul ăla va retenționa alimentele. Alimentele respective vor fermenta, vor crea acizi care automat vor ataca gingia. Gingia, ca un răspuns imun, se va inflama, apar acele sângerări și gingiile acele gingii roșiatici. Fațetele au o durată de viață în principiu între 10 și 20 de ani, recomandată de producător. Dar pacientul, dacă vine la controle periodice din 6 în 6 luni, poate să dureze și toată viața. Fațetele dentare se pretează în zona de zâmbet. Adică, în funcție de cât de larg este zâmbetul pacientului. În medie, pacienții au un zâmbet până la premolarul 2. Mai în spate de premolarul 2, nu s-ar justifica să punem fațete. Dacă se face o reabilitare totală, în care mușcătura este deficitară și e nevoie să înălțăm mușcătura pacientului, da? Ca să avem o mușcătură cât mai echilibrată, automat pe suprafața de mușcătură a molarilor, a măselelor din spate, se pun niște căpăcele de ceramică. Vine ca o suprafață care se aplică efectiv pe suprafața de mușcătură a dintelui. Automat, acolo nu este necesar să punem și o fațetă pe dinte, adică să venim și pe fața dintelui cu ceramică. Dacă este un zâmbet foarte larg, se vine și acolo, dar dacă nu, nu se justifică să stricăm dintele și să luăm din dintele natural. Tehnologia de ultimă generație oferă avantaje majore față de medicina dentară convențională. Acest lucru se traduce printr-un număr de ședințe mai mic, printr-un tratament mult mai precis și prin faptul că pacientul cunoaște rezultatul final încă de la elaborarea planului de tratament. O astfel de tehnologie este CEREC CAD/CAM. În primul rând, ședințele sunt mult mai scurte, atât ca și timp, cât și ca număr de programări. Adică, în trecut, când pacientul trebuia să vină pentru o singură coroană, 2-3 ședințe, acum vine o singură dată. Și ziua de astăzi știm că timpul este foarte prețios pentru fiecare dintre noi. Practic, pacientul se așează pe scaun, dintele va fi frezat minim. Va fi frezat minim între 0,3 mm și 0,8 mm. Și după aceea va fi scanat dintele șlefuit. După care, practic, softul calculatorului ne va genera viitoarea restaurare dentară. O să o transmitem către aparatul de frezat. Vom obține, practic, coroana, materialul brut, pe care o să-l pictăm și o să-l punem la un cuptor special. Iar la final vom avea o coroană estetică, care va avea aceeași culoare cu dinții naturali.
Medicul poate să intervină asupra designului. Calculatorul oricum oferă un design asemănător cu dinții vecini, dar dacă pacientul își dorește să aibă un dinte, nu știu, ușor mai lung sau să aibă un anumit aspect, se poate interveni. Practic, la amprentarea clasică se foloseau acele materiale, dura mai mult, mulți pacienți erau deranjați de mirosurile neplăcute ale materialelor de amprentare sau aveau acel reflex de vomă. Acum nu mai există. Practic, CEREC-ul are o cameră digitală foarte mică și cu ea, practic, filmăm, să spunem, dinții. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. O nouă rubrică de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Cutia bebelușului, care a schimbat în bine viața a generații întregi în Finlanda, astăzi și în maternitățile din România. Două molecule inovative care tratează scleroza multiplă și neoplazmul tiroidian, introduse pe lista de compensate și gratuite. Unitățile de primiri urgențe care țin pacienții pe holuri vor fi amendate. Și boala omului copac. Toate acestea imediat în rubrica de noutăți, recomandări și curiozități din sănătate. Cutia bebelușului, programul pus în aplicare cu peste 8 decenii în urmă și care s-a bucurat de mare succes în Finlanda, devine realitate astăzi și în România la inițiativa asociației SAMAS. În Finlanda, cutia bebelușului a scăzut semnificativ mortalitatea infantilă. La ora actuală, programul este aplicat în Australia, Japonia și Statele Unite ale Americii. De Ziua Internațională a Copilului, mamele aflate în situații dificile, care nasc pe 1 iunie, primesc cutia bebelușului, care conține tot ce este necesar unui nou născut, de la hăinuțe la produse de îngrijire pentru mamă și copil. Programul se desfășoară în 22 de maternități partenere ale asociației SAMAS din 19 orașe. Până la finalul acestui an, asociația își propune să echipeze și să distribuie 2000 de astfel de cutii. Potrivit datelor statistice, în România, un bebeluș mai mic de un an moare la fiecare 6 ore. Totodată, aproape 42% dintre copii se nasc și trăiesc în sărăcie, iar una din 10 mame este minoră. Două molecule inovative care tratează scleroza multiplă și neoplazmul tiroidian vor fi introduse pe lista de medicamente compensate și gratuite, a anunțat ministrul Sănătății Sorina Pintea. Cele două medicamente vor fi folosite pentru tratamentul a circa 1800 de pacienți. Sunt primele molecule inovative de anul acesta, a precizat Pintea, completând că trebuie rezolvat echilibrul între inovative și generice, astfel încât majorarea claubacului să nu afecteze existența pe piață a medicamentelor ieftine. Vor fi introduse prima dată medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, a mai spus șefa Sănătății. Vești bune privind relansarea Institutului Cantacuzino. Au fost demarate procedurile pentru ocuparea prin concurs a peste 100 de posturi de cercetători, medici, biologi, biochimiști, farmaciști și ingineri în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, a anunțat Ministerul Apărării printr-un comunicat. De asemenea, au fost inițiate procedurile de achiziții și investiții în baza bugetului de circa 40 de milioane de lei pentru modernizarea zonelor de producție prin achiziția de noi echipamente de înalt nivel tehnologic, respectiv consolidarea și reabilitarea infrastructurii existente. În cursul lunii mai, conducerea Ministerului a inițiat discuții cu Agenția Națională a Medicamentului în vederea stabilirii condițiilor necesare în perspectiva reautorizării unei viitoare producții de vaccinuri, se mai arată în comunicatul MAPN. Unitățile de primit urgențe care țin pacienții pe holuri vor fi amendate, a anunțat ministrul Sănătății Sorina Pintea. Există un protocol de triaj pentru unitățile de primit urgențe publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, tot acolo fiind publicate și amenziile.
Actul normativ va intra în vigoare la expirarea perioadei de transparență și atunci cine își permite să țină pacientul în sala de așteptare fără să aibă cod roșu înăuntru va plăti o amendă substanțială, a precizat ministrul. Sorina Pintea a mai spus că după 27 mai face vizite inopinate în spitalele care înregistrează un număr mare de reclamații. Știați că există o boală rară, caracterizată de apariția unor excrescențe asemănătoare cu scoarța de copac la mâini și la picioare? Este vorba de epidermodisplazia verruciformis sau, mai simplu, sindromul omului copac, o boală de piele ereditară asociată cu un risc crescut de cancer de piele. Potrivit medicilor dermatologi, boala este provocată de HPV, dar se dezvoltă doar în cazul oamenilor cu o anumită mutație genetică ce limitează capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu virusul. La început apar niște formațiuni asemănătoare cu negii care se pot dezvolta ajungând să semene cu scoarța de copac. În fiecare an apar circa 600 de cazuri în întreaga lume, însă doar câteva devin extreme. Deocamdată nu există niciun remediu permanent pentru acest cumplit sindrom. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Pe sâmbăta viitoare, la aceeași oră. Până atunci, la revedere!